Salut! Ne poți spune la ce student? Ce fuci? Astăzi vom vorbi cu studenții despre mamifere. Ce sunt acestea? Tocmai în fața noastră vin două fete. Bănuiesc că sunt studente. Salut, la ce sunteți studente? Nu cu poante, nu cu poante. Da, ce este un mamifer? Ce este un mamifer? Iată un bun început pentru savarina noastră cu cele mai faine și inteligente mamifere. Asta! Mamifer, mamifere, clasă de vertebrate superioare care au corpul acoperit cu păr, nas cu ivii și îi hrănesc cu laptele lor. Salut! La ce studentă? La științe economice. Ce an? În doilea. Perfect. Ne poți spune ce este un mamifer? 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 O persoană care își alăptează pui cu lapte și naște pui vii. O persoană? O ființă, în fine. Vino cu acea aici la interviu. Doar o singură dată. Bine. Te prindem noi. A ce studentă? A eleva. Ah, ai 18 ani? Nu. Ai scăpat. Să mai crești. Îți spune la ce studentă? Uite ce fată frumoșică. Nu vorbesc româniește, bro. Foarte bine, dar ce limbă vorbești? Engleza. Ah, English. No. Nu? No. You're not a mama? No. What are you? I'm a student. She's a student. Where do you study at? Social political sciences. Here, and I'm just like Erasmus Mundus student from Ukraine. Oh, Ukraine, that's why you are so beautiful. I don't know, thank you. So I'm a care for you, you do. Salut, la ce studentă? Asistență socială. Ah, perfect, numai cu o întrebare. Ce este un mamifer? Un mamifer. Mamifer, mamifere, clasă de vertebrate superioare care au corpul acoperit cu păr, nas cu ivii și îi hrănesc cu laptele lor. La drept. La drept? În ce an? Anul 3. Ce vrei să îmbrățișezi? În ce sferă? Avocat, procuror sau judecător? Nu prea mi-aș dori să rămân în sistemul juridic, m-aș axa mai mult pe diplomație. Foarte bine, văd că deja o ai, diplomația și dicția perfect adaptabile. Mulțumesc. Ce este un mamifer? Un mamifer? Este un animal care se reproduce prin pui, nu prin ouă. Se reproduce adică prin pui? Dar nu depune ouă pentru a se mulți. Deci se reproduce prin pui sau naște pui? Naște. Da. Și cu ce îi hrănește? Cu lapte. Cu lapte, bravo, bravo, bravo. În ce an, la drept? În anul 3. Oh, perfect, în sfârșit, doi băieți, studenți. La ce sunteți studenți? Geografie. Ne puteți spune ce este un mamifer? Animal care depune ouă. Depune ouă. Mamifer naște pui vii. Stați puțin. Depune ouă sau naște pui? Naște pui. Naște pui? Băi, stai puțin, dar... exemplu alin albastră, care este cea mai mare mamifer planetă. Păi depinde, că astea sunt cadrate într-o anumită... Și balena albastră depune ouă? Nu. Deci am comis-o. Am comis-o. Ești la geografie, normal. Da, primul an. Oamenii sunt mamifere? Logic. Păi, da, cunosc. Păi, fie, cum a spus colegul. Un mamifer este și acea vietate acoperită cu păr. Da. Ești acoperit cu păr? Nu păr. Dar sunt mamifere cu blană, păi nu păr. Blană, cum sunt, de exemplu, lupii sau... Da, exact, vulpea și alte animale. Ne
mă numesc, așa și un mesaj pentru emisiunea noastră Savarina de uite. Mă numesc Lepa Chionuț, sunt la geografie, la Hidrometeo și urmăriți Savarina. Am urmărit chiar aseară pe YouTube, să știți că omul ăsta e grozav. Surprinde anumite... nu știu... Pun întrebări foarte simple la care oamenii chiar nu știu. De exemplu, eu am cam dat-o în vară. Cu întrebarea mamiferilor. Surprinde anumite mamifere. Să zicem. No. No. You're not a mama? No. What are you? I'm a student. Is it cause they like my gangster wall? Gangster wall. Is it cause they like my gangster tall? Gangster tall.